Turul întâi al alegerilor prezidențiale a fost cu final șoc. Liderul PSD, cotat pe toată durata campaniei cu prima șansă și dat de exit poluri la o diferență confortabilă de următorii clasați, a ieșit din cursa pentru turul al doilea. Surpriza a fost, de departe, independentul Călin Georgescu. Dacă în timpul campaniei a fost cotat la 6-7%, rezultatul numărătorii voturilor l-au poziționat primul cu 22,95%. Următorul candidat care merge în turul 2 este Elena Lasconi de la USR, susținută de Forța Dreptei, cu 19,17%. Rezultatele votului din primul tur de scrutin pentru președinția țării arată o răsturnare a sondajelor din campanie și în județul gorj. Conform datelor Biroului Electoral Central, Marcel Ciolacu a obținut cele mai multe voturi în gorjă, 26,18%, urmat de Călin Georgescu cu 23,44%, George Simion cu 22,18%, Elena Lasconi cu 10,63% și Nicolae Ciucă pe poziția a cincea cu 8,67%.